automat îi lași pe ceilalți să -ți dicteze în calitate. Tu nu poți să spui ceea ce îți dorești. De ce? Asculți. Pentru că înăuntru tău consider că nu meriți să fie ascultat sau că nu meriți să fie. Automat asculți de ce zic părinții tăi 100%. Zice, du-te și fă aia că așa e bine. Te duci și faci aia că așa e bine, dar fără să-ți exprimi măcar punctul de vedere. Deci, în general, copiii cu o lipsă de stimă de sine, o lipsă de iubire de sine, fac întru totul voia părinților. Fie sunt foarte niște răzvrătiți, deci sunt extrem. Că iubirea de sine, lipsa de iubire de sine se poate manifesta și ca o, cum să zic eu, o împotrivire relativ la părinți, dar și ca o obediență relativ la părinți. Da? Și atunci trebuie studiat care formă o manifestă omul respectiv. Cum ne afectează în iubirea de sine relațiile cu familia, partenerul, copiii, prietenii, pe plan profesional, evolutiv? Păi, lipsa de stimă de sine va face ca eu să fiu slujitorul celorlalți. Eu pot să fiu slujitorul celorlalți, cum a zis și Hristos. Adică să-i ajut pe ceilalți. Dar pot să o fac cu demnitate. Una este să o faci cu umilință și alta este să o faci cu demnitate. În general, cei care au o lipsă de stimă scăzută sunt slujitorii tuturor, dar fără demnitate. Ei sunt un fel de lupii beta, care sunt la capătul haitei și mănâncă ultimul. Pentru că ei consideră că ar trebui să mănânce ultimii. Adică, de multe ori, lipsa asta de stimă de sine se manifestă ca o rușine, ca o... Lipsa de iubire de sine se manifestă ca o rușinosul roadeosul, știți? Se lasă pe ei la sfârșit. Mai sunt mai importanți ceilalți. Tot felul de chestii de genul ăsta. Deci, un om poate să, poți să-i vezi, apropo de stima de sine, modul cum se comportă în raport cu ceilalți, modul cum își pune punctul de vedere, modul cum se, cum se așează în raport cu prietenii. Cu... Pentru că există rapoarte de egalitate, rapoarte de supunere, rapoarte de obediență. Mă rog, o întreagă poveste. În raport cu partenerul. El va face întotdeauna ceea ce trebuie, va face, mă rog, nu neapărat ceea ce trebuie și ce vrea celălalt. Da? Se va fi supus, va fi... se va manifesta obedient. În general, relațiile astea, cei cu iubire de sine scăzută, sunt cei care îndură tot, pentru că consideră că merită să îndure. Deci, în general, profilul de victimă a unui individ este, de fapt, o manifestare a neiubirii de sine. Victimele atrag călăi prin faptul, deci prin faptul că nu există respectul, iubirea de sine, stima de sine. Cât este de important să cunoști partea întunecată din tine? Păi, nu poți să te iubești complet dacă nu cunoști și umbra ta. A te cunoaște și a te iubi presupune să te iubești și să te accepți așa cum ești, cu tot cu umbră. A cunoaște umbra, dar te face să fii complet. Abia atunci poți să te iubești cu adevărat sau nu. Pentru că numai când îmi cunosc și părțile negative, pot cu adevărat să mă accept și să mă iubesc așa cum sunt. Deci nu, nu putem să vorbim de iubire de sine fără conștiință de sine. Iubirea de sine vine din cunoașterea de sine. Nu poți să te iubești pe tine dacă nu te cunoști. De ce ne percep cei din jur ca